We severin, real champion, anything is swallowing. Now be selfish, bring a gang, 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 get stacks, more racks, it's the plan, plan, plan. Noi suntem și un caz mai special, că noi suntem foarte competitivi, indiferent de ce se întâmplă, nouă ne place jocul în sine. Spuneți-mi, vă rog, care a fost cea mai gravă accidentare din cariera voastră de până acum? Păi amândoi când am operat. Până la operație, da. Am rămas fără meniscuri amândoi, eu fără și fără niște părți ale ligamentelor. Da, și cred că asta a fost cea mai gravă accidentare. Dar s-a rezolvat cu operație, acum mergem mai departe, trebuie să operăm și celălalt picior. Deci mergem înainte. Eu țin minte că mi-am rupt la un moment dat piciorul prin clasa 12-a și făceam dans și a fost o întreagă dramă pentru familia mea, pentru că n-a ști cum e, în 3 săptămâni cu piciorul în gips îți revii, dar eu plângeam, nu o să mai dansez niciodată, nu așa, și mi-amintesc că mama n-a vorbit 3 săptămâni cât am avut eu gips în picior, n-a vorbit cu tata din cauza asta, că mă rog, accidentul s-a produs oarecum cu ajutorul tatălui meu, din greșeală, da, s-a întâmplat. Și mama a fost atât de supărată că mă vedea pe mine plângând, că n-a vorbit cu tata 3 săptămâni. Eu m-am accidentat stupid tot timpul, adică accidentările mele nu s-au produs în timpul dansului. Odată mi-am rupt piciorul, cred că degetele de la picioare mi le-am rupt doar pentru că am vrut să dau cu șutul într-un băiețel și am nimerit într-o bancă. Odată am făcut o săritură, nu știu, așa, mă jucam eu, mă prosteam și am aterizat în degete, deci doar așa, dar să zic că m-am accidentat, că am căzut pe scenă și am suferit un accident grav. Hai la locuri! Nu ne-am dorit să renunțăm și nici n-am fi vrut să facem altceva cu viețile noastre. Și gândul ăsta ne creează anxietate și o stare foarte mare de tristețe, adică mie, în momentul în care mă gândesc când va veni momentul în care voi spune nu dansului și mă voi opri. Indiferent ce o să se întâmple cu viețile noastre, tot în această zonă vrem să fim, tot vrem să împărtășim cunoștințele noastre și altor oameni și să facem lucruri frumoase. Mai de mult care de atât publicul doresc să fac doar regie, mi-aș dori ca Bogdan să rămână în continuare pe partea de coreografie, pentru că la un moment dat răbdarea de a lucra cu oamenii și de a le arăta mișcări pas cu pas poate fi așa copleșitoare și foarte obositoare. See the man clean in my ears. Now talk money, we don't care. It's a buy for the flair. No long things, keep it clear. Știu că tu la un moment dat ți-ai făcut implant de păr. Da, mi-am făcut chiar 2 implanturi care au prins, dar din păcate părul meu, ăla vechi, tot cade și mă părăsește. După cum vedeți, încă și acum port căciulă, nu port de frig sau așa, port doar în glumesc. Da, sunt niște lucruri pe care le-am recunoscut și n-am de ce să-mi fie jenă, e un lucru normal. Da, încă mai am probleme în continuare cu părul meu, așa cum spuneam, el cade, chiar dacă implantul a prins, să spun. Noroc că barba e bogată. Da. Dar a fost un complex de-al tău ăsta sau ți s-a sugerat să faci asta? N-a fost un complex, adică când eram mai tânăr, hai să spun, când a început să-mi cadă părul, m-am gândit că, aoleo, cum o să ajung eu chelios și nu mă văd și așa, dar ulterior m-am obișnuit cu ideea. Oh my God, I'm a bossy. Oh my God, I'm a bossy.